să te echipa surpriza domiciliu și știm că sunteți omageate. Ați împlinit o vârstă frumoasă de 50 de ani, corect? Da. Așa, e prașnul tău pentru dumneavoastră un buchet de trandafiri. Andreea, cine e Andreea? Tu vei fi omageată, așa? 9 ani să împlinești, da. Corect? Așa, ții așa, uite, o cutiuță și balonaș cifra nouă. Ține așa un ursuleț. Dumitrița, surioara ta care? Asta e miros? Da. Care, ea? Așa, ține Dumitrița un ursuleț și mai este un băițel, amușu, Gheorghiță, da? Cine e? Așa, ține. Și un coș cu fructe și o șampanie pentru toți copiii. Ia uitați-vă aici ce fructe avem noi pentru voi. Așa. Cum credeți, la ce surpriză a venit? Din partea cui? Am soră în Italia, am și fiici în Italia, fiici. Ți-i comandă? Două fiici. Aileana, poate și la Mihaela, poate și la soră mea Margusa. Lena, Lena. Bravo, ei! Așa este. Bravo, eu am un mesaj pentru dumneavoastră. Scumpa noastră mămică, îngerașul nostru păzitor, care ne-a vegheat somnul, omulețul care ne-a învățat ceea ce e bine și răul și nu ne-a permis să renunțăm la visele noastre, mama care ne-a învățat să iubim și să oferim căldură, să credem în bine, mama noastră scumpă, îți dorim tot binele din lume, să fii cea mai frumoasă, zâmbetul tău să fie mereu prezent pe buzele tale, să-ți dea Domnul multă sănătate, momente frumoase și plini de flori și nu uita, chiar dacă suntem departe, noi te iubim enorm de mult. La mulți ani frumoși, scumpa noastră, cu mult drag și dor, fiica Elena, ginerile și nepoței, Andreea și Dumitrița. Bravo! Bravo! Mulțumesc de surpriză. N-am știut când ai făcut, dar mulțumim frumos că te-ai gândit și ai făcut așa ceva, nu trebuie să mai anunț, nu ne-ai spus. Mulțumesc, nici cu gândul nu. Mult sănătate și vouă. Fericire. Să aveți grijă de voi și noi de noi. Așa e. Așa, acum Andreea, tu ai să fii 10, omageată, mămica ți-a pregătit și ție un mesaj, dacă îmi permiți, dau citire. Andreea, dragă și iubita noastră fetiță, îți dorim multe bucurii și pace în suflet, câte mai multe zâmbete, căci zâmbetele tale ne fac viața mai frumoasă. Îți dorim toată fericirea care ți-o poate aduce viața, îți dorim o copilărie frumoasă și multe emoții pozitive. Te iubim până la infinit, la mulți ani, cu mult dor și îmbrățișări părinții și surioara. La mulți ani! Bravo! Așa, mama ți-a pregătit și ție un cântec. Am două fete frumoase, seamănă cu mine. Una-i mare și alta-i mică, frumoase de tică. Când vin de la drum din țară, mă așteaptă-n prag și sare de gâtul meu și-mi trece de orice. Am două fete frumoase,
frumoase seamănă cu mine. Una-i mare și alta-i mică, frumoase de pică. De la când din țară mă așteaptă-n prag și sare de gâtul meu și trece pe orice regam. Am și eu două fetițe, sunt ca două garofițe. Două fete sunioare, ca două mărgăritare. Am și eu două fetițe, sunt ca două garofițe. Două fete sunioare, ca două mărgăritare. Sunt ca două garofițe, două fete surioare, ca două mărgăritare. Bravo! Bravo, Ileana! Străiești, mă, mamă, tu să-i spui! Mica, mulțumesc de surpriza asta, te iubesc foarte mult. Și tu, Dumitrița, spui ceva, nu, Mica? Spune o poezie, fă, Dumitrița, știi? Și uite sănătoasă acolo. Și la mulți ani și mătoși și sănătoasă. Sănătoasă. Uite acolo, uite aici, uite aici. Spune. Te aștept cu drag acasă. Spune o poezie. Te aștept cu drag acasă. Bravo. Deci de mulțumesc de cadou. Bravo. Bravo. Și sănătoasă, aibă să vii acasă, ai grijă de fete, să le crească mari, mari. Pune ca ta să le poată să le crească, că nu ați vii mamă să le crească. Și vă sănătoși să asculte, bravo, să facă bani, să le aduc, bravo, să le aibă grijă de dâns, să le îngrijească. Și le... tu cât ai să ai putere să le crești tu. Mama dragă, bun sosit, iar în țară ne veni și ne bucurăm, ne-a spus, dar ce dorul ne-ai adus? V-am adus făină în saci pentru pâine și colaci. Bravo, 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 la mulți ani! Pânicuță frumoasă, de cuptor scoasă, pâniță cu minte, ca față fierbinte, ca față micuțe, ca mâna tăcuțe, ca soarele veri, ca bulguri țări. Bravo! Bravo! Spre curcul meu, lansăm un zmeu, doar tu și eu, dar spre dimineață, lasă-mă să-i trag un pui de somn, indiferent unde am să dorm.